Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a clarificat condițiile în care anumiți români pot ieși la pensie la vârsta de 60 de ani fără a fi penalizați. În contextul discuțiilor privind pensia anticipată fără penalizare, se evidențiază că una dintre categoriile eligibile pentru această facilitate se referă la cei care au desfășurat activități în condiții deosebite sau speciale de muncă. Conform prevederilor, următoarele reguli se aplică în aceste cazuri. Pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă, se adaugă 4 luni la stagiul de cotizare. Pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă se adaugă 6 luni la stagiul de cotizare. Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a oferit informații detaliate cu privire la acești români care sunt eligibili pentru pensia anticipată. Absolut toate dosarele de pensie, indiferent de legea pe care s-a ieșit, pentru toate se va face recalcularea. Indiferent de legea pe care s-a ieșit, se vor aplica prevederile legii 360 și se va aplica formula de calcul. Este important de știut că nu se acordă beneficii la beneficii. Punctele de stabilitate se obțin doar pentru perioadele contributive. Dacă ai avut 4 luni pe an de condiții deosebite, vei beneficia de acestea dacă a fost încadrat locul de muncă astfel și dacă angajatorul a plătit. Dacă nu a plătit, situația este interpretabilă, dar atât pentru condiții speciale, cât și pentru cele deosebite am reținut beneficiile, a explicat Simona Bucura Oprescu, românii care se pot pensiona la 60 de ani. Mai există însă o categorie de români care se pot pensiona anticipat fără a fi penalizați. Potrivit Ministrului Muncii, este vorba despre bărbații care se pot pensiona la 60 de ani dacă au un stagiu de cotizare de 40 de ani. Simona Bucura Oprescu a afirmat într-o emisiune că anii sub 25 de ani nu sunt anii care aduc puncte suplimentare. Ea a explicat că în momentul respectiv, conform legii pensiilor, există un stagiu minim de 15 ani și un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Totodată a adăugat că o altă noutate în lege este că cei care au un stagiu de cotizare de 40 de ani pot să iasă la pensie conform noi legi fără nicio penalitate. Mai exact, dacă ești bărbat și ai început să lucrezi la 20 de ani, vârsta maximă limită de pensionare este de 65 de ani, însă poți să ieși la pensie la 60 de ani fără nicio penalitate. Simona Bucura Oprescu a subliniat importanța ca pensionarii să fie informați în acest sens, mai ales cei care se apropie de vârsta de pensionare pentru a-și planifica cariera și viața în conformitate cu aceste reguli.